Hai, prietene! Ia, da, prietene! Hai de capă! Mama, la zboară! Te-ai bucurat, prietene! Mi-ai dat gol! Ce dracu de ca doi proști, mă, a? Sunt proști rău de tot, mă, vei, mă, uite cum îmbrăcați, ieșitem până la cap pe vremea asta, mă. Ce vă uitați, mă, așa? Nicule, prietene, stai liniștit, că ei sunt doar invidioși că noi suntem prieteni și ne simțim bine și avem timp frumos împreună. Deci, iată, prietene, mă duc până în casă și mă întorc imediat. E bine, prietene? Dorele, prietene, du-te, că eu te aștept aici, prietene. Gata, prietene! Ce dracușre că la tine aveam pretenții. De unde până unde ești tu BFF-ul ăsta? Dar are cu ceva la mână, este că altfel nu-mi explică de unde până unde prietenia asta voastră. Prietenie? Dulce melodie, Bobiță. Ce melodie? Ești prost, mă, pe bune acum. Bă, ți-e prost rău de tot. Și Dorele e și mai prost, mă, e prost rău. Știi ce zic? E mai mama lor, mă, n-ai ce să... Bă, dar tu altceva mai știi să zici, mă, decât că e prost, e prost, e prost? Lasă-l, mă, în pace, mă, că nu mă supăr, mă. Eu sunt prea fericit, mă, și nu o să las pe nimeni, mă, să-mi fure fericirea asta. Băi, deci cred că trăiesc cele mai frumoase clipe din viața mea, mă. Bă, n-am avut un prieten adevărat așa, mă, la Cataramă, cum e Dorel, mă. Bă, Rață, eu n-am nimic împotrivă cu prietenia asta voastră, mă. Dar de când ești tu prieten cu ăsta, ăsta n-a mai pus mâna pe o mătură să mai spele pe area, nu mai face nimic în cârciuma aici. Adică prieten, prieten. Bă, Rene, dar să facă ceva aici, că altfel nu merge treaba, mai înțeles? Ia stai, mă, unde te duci cu bagajele alea? Adică, mă, unde mă duc cu bagajele astea? Mă mut la prietenul meu, Nicu. Iartă-mă că am întârziat, prietene, dar... Nu e nimic, prietene, oricum, dacă știam că ai de cărat atâta, veneam să te ajut și eu, prietene. Ia spune-mi tu care dintre ele e mai grea, prietene, că aia vreau să mi-o iau eu. Asta, prietene! Așa, prietene! Hai să mergem, prietene! Mulțumesc mult, prietene! Pentru puțin, prietene! Hai! Hai cu prima! Bine, prietene! Da, vii și tu! Da, bravo! Mă! Ce-a fost asta? Prietene, deci cum verificăm noi nivelul la ulei? Ca să verificăm nivelul la ulei, prietene, lăsăm motorul să se răcească. Stai așa, prietene! Ei, rece motorul, prietene! Bravo, prietene! Dar de ce n-am mai luat curse azi, eu? Pentru că, prietene, astăzi am hotărât că e ziua prieteniei. Și dacă e ziua prieteniei, înseamnă că e zi liberă, ca să petrecem și noi mai mult timp împreună, prietene. Da, lumea! Bravo, prietene! Da, hai mai departe. Acum ce facem? Scoatem joja de la motor și verificăm uleiul. Yes! Bravo, prietene! Așa, și dacă nivelul de la ulei e mai scăzut, luăm și facem completare cu ulei până ajunge la nivelul care trebuie. Extraordinar, Dorele, prietene! Bravo! Așa, prietene, stai așa să băgăm joja la loc. Așa. Și acum... Prietene... Ce faci, prietene, Dorel? Ce vrei, mă, ce cauți aici? Băi, nu că ce vreau, că fii atent, am fost la Slobozia, da? Când ce? Am venit acum de la Slobozia... Și mi-a făcut ea test PCR și mi-a găsit COVID în ambele, da? Ma. Deci ideea e că 2 săptămâni trebuie să stau în cantarină. Băi, Bobiță. Băi, Nicule, niciun băi, Bobiță. Că și tu ești, până la urmă, ești contact indirect, direct și ideea că ai venit, da, ce faci așa, că ai venit la cârciumă și ai vorbit cu mine față spre față. Asta înseamnă că mi s-a dus COVID-ul spre nările tale, din nările mele. Asta înseamnă că și tu trebuie să stai cel puțin 2 săptămâni în cantarină. când mi-ai spus, mă, că e COVID, mă? Păi ce fac eu acum, mă, că trebuie să stau 2 săptămâni în cazini, măcar cablu n-am, mă, că mi-l atea tăia. Eu zic că o să mă plictisez, o să mor, mă, ești nebună. Bă, chiar ești bulanciu. Hai, bă! Hai, bă! Bă, Giani! Bă, Bobiță, bă! Bă, stai, mă, că nu e chiar așa, mă, nebunule. Cum, mă, nu e chiar așa? Că ce vrei să zici tu, mă, că știi că mai bine ca mine că n-am cablu sau cum, că mă și enervez acum. Băi, Dorele, fii atent, că treaba este... Bă, ce faci tu mie, bă, băiatule, bă, deci... Bă, pierd 2 săptămâni din viața aia de cauza ta, mă. Tu-ți dai seama câți bani făceam eu în asta 2 săptămâni? Și că-mi intrau niște combinații. Dorele, fii atent, că... Uite la mine! Deci fii atent că tu trebuie să mă despăgubești pe mine. Măcar jumătate, tată, că n-apem. Jumătate din ce, mă? Jumătate din combinațiile mele care ieșea acum. Și ce combinație ieșea, mă, acum? Ia uite, fă un calcul așa, mă, 100 de lei pe zi ori 2 săptămâni, cât face? 200 de lei. Ia, uite, hai, păi, uite, îți dau acum 100 de lei. Da, bravo. Ia și lasă-mă dracu în pace și mai rup o foaie din caietul la datorii și ăla ești, da? Da, bravo. Da, bă, deci, Dorele... că trebuie să intru în cantarină, cum ar veni. Asta e. Du-te, mă, și lasă-mă, mă. Da, bă. Deci, Dorele, asta e treaba, trebuie să vii acasă, pentru că nu te joci COVID-ul. Am COVID, trebuie să stăm amândoi în izolare, că n-avem ce să facem. Băi, Bobiță, stai, mă, așa, când ai fost sus să-ți faci testul ăsta, mă? Că tu dimineața erai la cârciumă. Băi, Nicule, tu nu vezi că nu ești întreg la cap? Eu nu trebuie să te mai duci să mai faci test. Doar suni, ai dat CNP-ul și spune că ai COVID. Am COVID în ambele nări, că de-aia le-am umflate și înseamnă că trebuie să stau izolat, da? Bă, tu mă, e de prost, adică tu vrei să-mi spui mie că ai făcut testul COVID prin telefon? Fii atent, Nicule, că te aude toți vecinii și fii atent că asta intri la propovăduire inversă de ce înseamnă pandemie și nu știu ce, îți faci pușcărie. Faci 16 ani de pușcărie numai pentru că te pui tu de andărătul așa, da? Dorele, hai acasă, pentru că trebuie să intrăm amândoi în carantină, pentru că nu avem ce să facem. Stai pe loc, nu pleci nicăieri. Băi, Dorel, rămâne aici, mă. Tu nu vezi, mă, că vrea să ne certăm? Bagă zâzanie de-astea ca să ne certăm noi și să nu mai fim prieteni. Nicule, dacă, deci fii atent, că ești contact direct, ai fost la cârciumă, am vorbit față-în-față spre tine, trebuie să stai în cantarină, ce nu înțelegi? Lasă-l pe ăsta să vină acasă. Bă, treci acasă, că noi trebuie să stăm amândoi în aceeași casă, izolați, ai înțeles? Bobiță, deci fii atent, eu rămân aceea la prietenul meu, Nicu, da? Hai! Băi, sigur că ăsta e ultimul tău cuvânt? Eu spun ție că noi avem amândoi COVID și tu rămâi la asta aceea? Și ultimul cuvânt e așa, mai bine ieși afară pe poarta aia, că dacă nu mă duc în spate, îl dezlep pe Patrocle, care-i câinii rău al lui prietenul meu, Nicu, care praf te face, da? Deci nu vii să stai cu mine în cantarină. Bă, vezi, mă, să dau drumul la câine, că nu e sărătos la cap? Bine, Dorele? Bine! A văzut ce l-am făcut? Care Patrocle, mă? Ia aia, că tu n-ai niciun câine, Patrocle, prietene! Nu! L-am făcut! Băi, băi, bravo, prietene! Așa, prietene! Mi-a plăcut, prietene! Da, bravo! Așa! Și acum să-ți fac și un buraciat în ăsta? Vezi la bujie, acolo, prietene! Ah, prietene! Prietene, tu servești primul? Gata, prietene, haide! Ha, ha! Hai, prietene! Hai! Ha, ha, ha! Auto aia! E vina mea, prietene! Încă! 1-0 pentru tine, dar nu mă supăr, prietene! Nu, la senzație 1-0! Pentru că ești prietenul meu! Of, prietene! Hai, prietene! Salut, prietene! Salut, prietene, Dorel! Chiar mi-ai venit, mă? Nu, stai, am venit de data asta să vă aduc un cadou. Am adus o soniță cu sare și piper, pentru că sarea și piperul, prietenia înseamnă relația umană. Ah, mulțumesc frumos, Bobiță. Eu-ți mulțumesc. Eu-ți mulțumesc, Nicule, pentru că mi-ai deschis ochii și am aflat și eu ce înseamnă prietenia cu pârâ mare. Ca lumea! Ai zis bine, mă! Deranjez? Salut, domn primar. Nu, eu chiar plecam acum că am terminat cu băieții ăștia, dar dacă ai venit cu vești rele, o să rămân aici, pentru că eu vreau să apăr prietenia adevărată între Nicu și Dorel. Ce vești rele, domn primar? Nu sunt, bă, vești rele. Am venit aici ca prieten, bă, nu ca primar. Am și o vorbă cu Nicu Rață. Da. Nicule. Da, ce faci, fii atent. Da. Deci, impostul pe casă. Aolă. Impostul pe teren. Nu. Autorizație taximetrie. Mă omori. Cele 2 puturi făcute la negru. Ce zice, mă, că n-aud nimic, mă? Nu știu ce zice, dar stai liniștit, fratele meu, că tu ești prietenul meu. Și indiferent ce s-ar întâmpla, eu nu te las pe tine la greu. Da, mă. Am înțeles, domn primar. Bravo, mă. Vezi că ești băiat deștept? Mai avem un prieten, prietenul meu, prieten, fratele meu! Dorele, din secunda asta, prietenia noastră a luat sfârșit. Ce, mă? Tare cum, mă, Nicule, mă! Dorele! Prietenul meu, tu ești prietenul meu, eu nu vreau ca tu să nu mai fii prietenul meu niciodată! Băi, Dorele, prietene, atât a fost, asta e! Oricum, a fost o prietenie ca în filme, mă! Ai de capul meu! De ce, Doamne? De ce? Prietene! Dorele, prietene! 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 Adio, Dorele! Nicu! Dorele! Prietene, nu! Dorele! Prietenule! Prietene! Nicu, prietene! Dorele! Și tu, Dorele! Și tu, Dorele! Așa m-ai rezolvat? Păi nu ți-am zis că te rezolvi, ți-am zis că te rezolvi. Păi și nu te-a rezolvat cu aspirina. Băi, ai auzit, mă? Ce, mă? Cum dracu n-ai auzit, mă? A vorbit prietena ta. Care prietena mea, mă? A, prietena ta, mă, nebunul, care te ții tu de mână toată ziua. Cine, mă, pe cine ține tot timpul de mână, mă? Zi, mă, tata, cum... Pe mătură, prostule, pe mătură o ții tot timpul mână. Mătura a vorbit și hai să dai mai bine pe sub scaunele alea și pe sub masa aia. Pune mâna și dă pe sub scaunele aia, că aia a zis. Dă ca lumea pe sub scaune și pe sub masa aia, că mă ridic la tine și te bușun cu bătaia, prietene. Bă, tu nu trebuia să stai, mă, în carantină? Mă, eu urât tare acasă, ești nebun, mă uitam la pereți ca nebun, așa, la un moment dat mi-auzeam gândurile, halul ăsta m-a ajuns. Nu mai, tată, ia țuta înapoi, că nu mai stau în carantină, tată. Ia băruțe aici, gata, s-a încheiat. Dar ești o bere, prietene. 6 lei, prietene. Păcăiat, prietene. Prietene. Mai zice așa, mă, chiar mi-aduc aminte. Du-te, mă, și adu-i o bere lui prietene al meu. Da, bravo, prietene. A, prietene. Mă, mai zice așa, prietene, cum o măriți, mă. Ce-ai, mă, prietene, mă? Da, mă, Bobiță. Care, mă, de... Bă, prietene, tu de ce plângi, mă? Da, mă, Bobiță. Vezi serialul pe VOYO.